Salut și eu, familia Lung, fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul, părinți, copii și micuța Maria, Domnul să o binecuvinteze și tot poporul să zică amin. Nu știu dacă ați aflat ultima știre, a fost dată o ordonanță de urgență, emițătorul e numit Lucifer, a dat-o pentru întreg mapamondul, e foarte interesat să se depună și să fie pusă în aplicare. Ordonanța aceasta de urgență are în vedere în mod special copiii. Mesajul pe care l-am se intitulează Ordonanța de urgență a Egiptului. Când zicem Egipt, pentru cei care nu sunteți familiarizați cu Scriptura, asta înseamnă întreg sistemul valoric al lumii în care noi trăim, care, bine știți, de o vreme încearcă cel rău să-l conducă. Nu reușește pentru că cel ce conduce Universul este Iisus. Amin? Slăvit să fie numele Lui. Temporar, parțial, zonal, îi mai permite, îi mai îngăduie anumite acțiuni, dar El nu poate să facă nimic fără îngăduința Lui Dumnezeu. Așa că în această seară o să transmit un mesaj despre ordonanța de urgență a Egiptului. În primul rând, această ordonanță spune, articolul numărul 1, atacați adevărul absolut. Atacați adevărul absolut. Ai crezut ceva până în urmă mai ieri? Ai crezut că era așa? Va fi doar dacă ți se potrivește. Pentru că trăiești într-o lume postmodernă în care relativismul decide dacă ceea ce ți se spune adevărat sau nu și tu treci prin filtrul rațiunii tale și dacă ți se potrivește, iei, dacă nu, nu. Spre exemplu, Egiptul, adică sistemul lumesc, spune avortul e permis. Avortul nu e o problemă, este decizia unei mame. Ea face ce vrea. Cu propria ei viață, uitând că de fapt ce s-a zămislit în pântecele ei, nu e viața ei, e viața lui Dumnezeu. Amin? Credeți că avortul este interzis? Mergea un amin mai tare aici. Vă mai dau o șansă. Credeți că avortul este interzis? Da, așa este interzis. Egiptul zice, dacă este băiat, nu cumva să-l lăsați să trăiască. Dacă e dintr-o familie de evrei, să te ferească Dumnezeu să fie viu. Ordonanța aceasta este emisă în capitolul 1 din Exod, versetul 17. Ascultați ce spune cuvântul Domnului chiar mai sus. Versetul 16, când veți împlini slujba de moașe pe lângă femeile evreilor și le veți vedea pe scaunul de naștere, dacă este băiat, să-l omorâți. Ordon, a zis faraon. Ordonanță de urgență. Să nu cumva să vă permiteți să lăsați să trăiască. Ce bine că mai sunt oameni care se tem de Dumnezeu. Înmulțește-i, Doamne! Ce bine că mai sunt femei, doamne, asistente medicale, medici, care se tem de Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul pentru asta. Și fie ca dintre pocăiți adevărat să fie câți mai mulți medici, câți mai mulți asistenți medicali și asistente medicale să se mulțească rândurile lor. Vreți asta? Lucrează, Doamne, pentru asta. Ordonanța de urgență a Egiptului zice, avortul e permisibil. Ordonanța de urgență intră în familie și zice, nu contează dacă te-ai născut băiat. Dacă tu vrei, poți să devii fată. Ideologia de gen intră agasant în școli. Nu reușește într-un fel, intră altfel. Și vrea să facă orice să intre. Pentru că e dată ordonanța de urgență a lui Lucifer, a lui Satan. Și cel rău are o agendă bine pusă la punct, cu punct și virgulă, vrea să-și deruleze planurile. Am să vă dau o veste bună. Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este Domnul. Cine îți va păzi copiii, cine ne va păzi pe noi și tot ce este al nostru, este Domnul Iisus Hristos. Cine crede ca mine să zică amin. Cine va păzi România de atacurile pe care diavolul le are în plan să le aducă asupra adevărurilor absolute și vrea să inoculeze de când e mic, de la grădiniță, vrea să-i spună, tu nu trebuie să te îmbraci neapărat cu culori care sunt mai apropiate de fete. Îmbracă-te ca un băiat, joacă-te cu machetuțe, dacă ești fată,
nu e nicio problemă. Și tot felul de sisteme și tot felul de lucruri, inclusiv în anumite debate-uri și inclusiv în anumite chestionare care au fost date elevilor de clasa 8-a după ce au susținut evaluarea națională, s-au pus întrebări și în întrebările acelea era substrat de ideologie de gen. Eu sunt aici și spun în numele lui Iisus, astfel de ideologii să fie mustrate, să fie date afară din România și să nu intre niciodată în România. În școlile de România să rămână frica de Dumnezeu, să rămână puterea lui Dumnezeu, să rămână prezența lui Dumnezeu. Atacul acesta asupra adevărului să fie nimicit în numele lui Iisus. Amin? Lucrează, Doamne, pentru asta. Sau de legi în Parlament, ci că un observator al copilului tău trebuie să fie cu ochii în patru, să vadă cum se îmbracă, dacă e îmbrăcat bine, să audă ce mănâncă, dacă are ce să mănânce, și să afle dacă în familie e o persoană cu dizabilități și mai ales dacă e majoră, persoana aceea să se intereseze, să primească detalii. Pentru că agenda aceasta satanică vrea să atace familia. Să știți că așa cum i-a binecuvântat Dumnezeu pe evrei și pe evreice, așa cum a păzit Dumnezeu pe toți evreii care se aflau în Gosen, cu toate aceste ordonanțe date ale Egiptului, așa ne va păzi Dumnezeu pe noi. Slăvit să fie numele Domnului! Slăvit să fie numele Domnului! Există un secret, știți ce zic moașele? Când împăratul Egiptului le cheamă la raport și zice: spuneți-ne repede, cum de v-ați permis să încălcați ordonanța de urgență? Ascultați ce spun moașele și spun un mare adevăr. Pentru că femeile evreilor nu sunt ca egiptencele. Amin? Amin? Slăvit să fie Domnul! Există un alt atac al adevărului absolut și diavolul zice: confundați-vă cu lumea, trăiți ca lumea, vorbiți ca lumea, gândiți ca lumea, faceți business ca lumea. Vreau să vă spun ceva, Iisus Hristos ne învață să trăim după cuvântul lui Dumnezeu, să trăim după adevărul lui Dumnezeu. Cartea aceasta rămâne în picioare, a rămas de a mii de ani în picioare și rămâne în picioare. Orice s-ar întâmpla cu lumea aceasta, Iisus Hristos este Domnul, Iisus Hristos este Domnul, înălțat să fie numele Lui. Oricât ar încerca diavolul să-ți atace familia, dacă te temi de Domnul, dragul meu tată, draga mea mamă, Hristos are securitate supremă. Sângele Domnului va fi pecete peste copiii tăi. Vor merge la școală, vor fi atacați, uneori vor fi ironizați, dar Dumnezeu va crea un zid de foc în jurul lor. Și cum i-a păzit pe copiii aceștia și cum l-a păzit pe Moise. Oh, ce tare s-a luptat Satan, știți de ce? Nu suporta ideea ca Moise să ajungă căpetenia oștirii. Dragul meu tată, draga mea mamă, roagă-te pentru copiii tăi în continuare, pentru că încă nu știi ce plan are Dumnezeu cu ei. Poate Dumnezeu vrea să ridice din familia ta un Moise și mă rog să facă domnoasă. Poate Domnul vrea să ridice un Iosua și mă rog să facă domnoasă. Poate Domnul vrea să ridice o prorociță ca Maria și mă rog Domnul să o facă prorociță pe Raița. O, slăvit să fie numele Domnului. Poate Domnul să facă asta? Slăvit să fie numele Domnului. Atacați adevărurile absolute. Asta e articolul numărul 1 în ordonanța de urgență a Egiptului, a lui Lucifer, al diavolului. 2, în articolul 2 zice: aruncați-vă copiii. Atunci faraon a dat următoarea poruncă, versetul 22, la tot poporul lui. A zis: nu mă bazez pe moașe că ăstea se cam tem de Domnul și Domnul nu rămas dator cu ele, nu o să rămână cu nimeni dator Domnul. Și a zis la tot poporul: identificați sunete de copii, instalați-vă aparate, porniți-vă toate megafoanele și toate sistemele de recorder, de înregistrare. Tot poporul să fie cu ochii în patru, toți egiptenii, pentru că vreau să fie aruncat în râu orice băiat care se naște. Bineînțeles că băiat de evrei. Aruncați-vă copiii. Aruncați-i în stradă, aruncați-i cu gașca, aruncați-i cu prietenii, lăsați-i să meargă unde vor, când vor, să vină când vor, să facă ce vor. Nu vă interesați de copiii voștri. Nu fiți atenți la detalii despre copiii voștri. Aruncați-vă copiii. Lăsați-i la filme, lăsați-i la internet nesupravegheat,
Nu instrați pe telefoanele voastre parental control, nu e ok. Asta zice sistemul lumesc. Aruncați-vă copiii. O să vină sistemul ăsta lumesc și o să zică prea greu în viață că să-ți faci timp pentru copiii tăi, așa că nu mai sta să te intereseze așa de mult binele lui, că oricum îi da de jaf, așa ziceau ei. A ajuns evreii să spună copiii noștri sunt de jaf. Erau de jaf? A fost cineva care i-a păzit? A fost cineva care i-a hrănit 38 de ani fără să existe un metru pătrat unde să pună o sămânță, un metru pătrat fertil în deșert? 38 de ani, niciun copil n-a plâns de foame. I-a hrănit Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! În fiecare dimineață Dumnezeu le trimitea pâine pe gratis și caldă, dar le spunea, fiți atenți dacă vă treziți la 10-11 și vă treziți după ce trece roa, se topește coriandru, se topește acele bucăți de mană. Voi trebuie să depuneți în efort, trebuie să fiți echilibrați, nu luați prea multă mană că se putrezește. Luați-o mai multă doar atunci când e vineri, pentru sâmbătă, pentru că ziua sabatului. Nu vă expun la efort ca să nu cumva să încălcați legea odihnei. Vreau să vă spun ceva, Domnul le-a purtat de grijă. Domnul le-a purtat de grijă. Prin deșert au mers 38 de ani și băieții care s-au născut și erau mici când au ieșit din Egipt și au mers înspre Canaan și le-au crescut papucii și sandalele și hainele și nicio haină nu i-a strâns. A zis Domnul, știți de ce? Domnul le purta de grijă. Când satana te minte și spune n-are viitor, familia ta, pruncii tăi n-au șanse, spune-le în numele lui Iisus Hristos, diavole, pleacă afară din mintea mea. Domnul va purta de grijă. Domnul va purta de grijă. Slăvit să fie numele Domnului. Slăvit să fie numele Domnului. Agar, ce faci? Am o emoție foarte mare și simt că e presiune atât de mare psihică pe creierul meu, încât trebuie să-mi iau băiatul pe Ismael și să-l arunc sub un tufiș. Mama plânge, băiatul plânge, Dumnezeu aude. Slăvit fie numele Lui. Spune cuvântul Domnului, Genesa 21:17, Dumnezeu a auzit glasul copilului și îngerul lui Dumnezeu a strigat din cer. Pe Agar, ordonanța era dată din partea lui Avram, care a gândit omenește, călăuzită și condus de Sara, aviz amatorilor. Uitați-vă ce spune Biblia, îngerul Domnului n-a greșit. Îngerul Domnului a vegheat și Domnul a trimis un înger și a zis, mergi pe coordonatele GPS, unde e un băiat care e aproape să moară, nu va muri, ci va trăi în numele meu. Aleluia! Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Ascultați ce spune cuvântul Domnului, Agar, ce ai tu? Nu te teme! Căci Dumnezeu a auzit glasul copilului în locul unde este, scoală-te, ia copilul și ține-l de mână, că voi face din el un neam mare. Nu mai ascultați vorbele celor răi, vorbele celui rău, vorbele diavolului. Nu vă mai lăsați copiii oriunde. Nu vă mai expuneți copiii. Țineți-i de mână. În momente de emoții, țineți copilul de mână. În momente în care nu mai știi ce să faci, fii zid între necazul din casa ta și copilul tău. Nu-ți expune copilul la informații care nu le poate digera și pe care nu le poate interpreta corect. Sunt informații pe care copilul tău nu trebuie să le știe. Țineți copilul de mână. Ordonanța de urgență a diavolului zice în al treilea articol, anulați accesul copiilor la altar. E prea mic să vină la biserică. Lasă la casă la desene. E prea mic să vină la închinare, nu o să înțeleagă nimic. Când a cântat fratele cântarea aceasta, mi-am amintit că era o slujbă de binecuvântare undeva în județul Sălaj. Și un tătic care și-a dus copilul la binecuvântare a cântat o cântare, m-am mirat, nu prea e normal să cânte tăticul, că trebuie să slujească alții. Și tăticul a mers la microfon și a zis, dragii mei, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru mama. Și public o rog să mă ierte. M-am mirat de ce a zis asta. Plângea în hohote bărbatul ăsta, trecut de 25 de ani spre 30. Când am mers în familie, la final, a zis, mama, de 20 de ani aproximativ, 15 spre 20 de ani, îl culeg din șanțuri. A fost un drogat, a fost un alcoolic notoriu. Am avut momente în care am vrut să-l las să înghețe, dar nu m-a lăsat inima. Era o mână de femeie slabă care tăra în spate un bărbat trecut de 20 de ani
Și ce a zis băiatul? Știți ce m-a determinat să vin la biserică? Pentru că în primii ani, când eram mic, tata și mama mă duceau la biserică și auzeam în biserică cântările Domnului. Auzeam predici și auzeam când prorocii strigau din partea Duhului Sfânt, așa vorbește Domnul. Și sub influența alcoolului am fost odată și am ieșit afară și am zis, de azi încolo nu mai pun pe limba mea și nici pe vârful buzelor mele nimic din ce înseamnă alcool și ce e murdar. Și Domnul a binecuvântat, s-a botezat în apă în mod autentic după ce s-a născut din nou, s-a căsătorit, avea acum al doilea copil. Pentru că vreau să spun ceva, așează-ți copilul la altar, adună-l în casa ta, să audă cuvântul lui Dumnezeu, ca tată în casa ta trebuie să fii preot și trebuie să rostești cuvântul lui Dumnezeu. Unii dintre copiii tăi, deși faci asta pentru toți în mod egal, nu-l vor asculta pe Dumnezeu și cu nonșalanță vor intra pe interzis. Vine o zi. Vine o zi în care fiecare cântare pe care ai cântat-o și de care o râzi copilul tău că nu ai, n-ai vocea celor din biserică, fiecare mesaj pe care l-ai transmis și tin ceva din Biblie, îl va atinge la nivelul minții, pentru că această carte are putere de eliberare. Această carte vindecă, această carte transformă, această carte binecuvintează și strig în numele Domnului pentru toți fii risipitori să-i atingă Duhul Domnului, să-i atingă puterea lui Dumnezeu, să le activeze în minte ca la fiul risipitor mesajele de altă dată de acasă. Să realizeze că în prezența tatălui și a mamei, în prezența lui Dumnezeu Tatăl, e belșug de pâine, e prezența lui Dumnezeu, e pace, e putere, e eliberare. Aleluia! Acordă-i copilului tău șansa să fie prezent la altar. O mamă disperată intră în panică pentru că a intrat o mare, mare criză în familia ei. Și a zis ea, o, Elisei, știi că robul tău, robul Domnului, fiul prorocului, bărbatul meu care a murit, se temea de Domnul. Să nu umbla cu glume, să nu umbla cu lucruri slabe, ăsta nu înjura, să nu făcea lucruri care sunt neîngăduite, să se temea de Domnul. Când cel rău îi spunea, fă asta, zice, nu voi face asta, mă tem de Domnul. Mă rog ca Domnul să trimită o astfel de frică de numele Lui peste fiecare dintre noi. Domnul să ne ajute să ne temem de Domnul. Știți când reușește satana să-și implementeze agenda lui? Când pleacă din inimile noastre, nu doar de pe buzele noastre, din inimile noastre, frica de Dumnezeu. Câtă vreme avem frică de Dumnezeu, nu o să acceptăm agenda diavolului. O să acceptăm doar agenda lui Dumnezeu, Cartea Sfântă, Biblia. Ce pot să fac pentru tine, a zis Elisei. Ce ai acasă? Roaba ta n-are acasă decât un vas cu un de lemn. Ascultați ce zice profetul. Du-te de cere vase de afară, de la toți vecinii tăi, dar nu-i lăsa pe vecinii tăi să intre în casă. Nu lăsa informații care îți perturbă familia. O, câți n-o fi vorbit de rău despre femeia asta. Las că l-o bătut Dumnezeu că s-o crezut fiul prorocului. Las că știu ce face Dumnezeu. Ce vorbe grele au aruncat vecinii. Nu lua vorbele lor rele. Folosește doar vasele. Vase goale și nu cere puține. Când te vei întoarce, ascultați ce zice profetul de din partea lui Dumnezeu. Închide ușa după tine. Și după copiii tăi. Dar copiii cum? Să știe copiii că noi avem criză financiară? Să știe copiii că e așa de grav, că n-am ce să mănânc și n-am ce să le pun pe masă, că frigiderul e gol? Cam asta e actualizarea. Da, nicio problemă. Atunci a plecat de la el, a închis ușa, ascultați ce detaliu important de Cartea Sfântă Biblia. A închis ușa după ea și după copiii ei. Ei erau prezenți la închinare, asta era o închinare la adresa lui Dumnezeu. Erau prezenți la maniera în care mama organizează ascultarea de cuvântul Domnului. Ei își apropiau vasele și i-a turnat din un de lemn. Când s-au umplut vasele, ea a zis fiului său, mai dă-mi un vas. Dar el i-a răspuns, nu mai este niciun vas și n-a mai curs un de lemn. Așează-ți copiii în prezența lui Dumnezeu. Spune-le copiilor tăi despre vindecările pe care le-a făcut Dumnezeu când erai tânăr, când erai tânără, necăsătorită. Dea până amintirile prezenței lui Dumnezeu în casa ta. Ce țin copiii împreună și conectați la cer sunt experiențele din casă. Când își amintesc că Dumnezeu a vindecat-o pe mama de cancer, când își amintesc că Dumnezeu a eliberat, când probleme mari avea tata, nu știu, la inimă, la rinic, unde avea la plămâni, s-au rugat împreună și cine a intrat peste bisturiul medicului și peste paroscopii și peste raze ultraviolete, a fost Duhul lui Dumnezeu. A fost mâna cicatrizată din calvar. A fost mâna Domnului
Iisus Hristos, Domnul să mustre orice ordonanță de urgență a diavolului. Și ordonanța de urgență a Bibliei este aceasta: adevărul rămâne absolut. Indiferent ce pierdem, Cartea Sfântă rămâne de căpătâi, amin? Noi nu ne aruncăm copiii, ci ne așezăm prin credință în planul lui Dumnezeu, chiar dacă mama aceasta, eu că-i ved, n-a putut să aibă garanție că trăiește Moise. A zis, îmi așez copilul prin credință pe Nil. Există o mână nevăzută care împăzește copilul. Există o putere supranaturală care ghidează sicriașul și ajunge unde trebuie. Slăvit să fie Domnul! Și ordonanța de urgență a cerului este, aduți copiii la altar.